ședință, dacă îmi permite o scurtă intervenție, domnule primar, stimați colegi, dat fiind faptul că condițiile meteorologice sunt așa cum sunt ele, am rugat conducătorii societăților care administrează parcările să ne facă, cel puțin pentru perioada asta, cât că condițiile sunt foarte proaste, niște informări cu privire la modul în care se desfășoară și îndeplinesc obligațiile contractuale. Probabil că există, mă refer la zăpadă, probabil că există niște un amendament prin contract care privește forță majoră, să vedem dacă e cazul de forță majoră, dacă nu, așa cum știți foarte bine, în orașul Piatra Neamț sunt blocate toate parcările și am vrea o fluidizare a circulației și a parcărilor. Mulțumesc frumos! Și pentru data viitoare să primim aceste informații. Vă mulțumesc, îi doresc succes doamnei Monda.